opțiunea către o integrare în Uniunea Economică Euroasiatică, a fost o Uniune Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan, se consolidează, se aproape la 41%. Din câte vedem, întrebarea este între alegere între Uniunea Europeană sau Uniunea Economică Euroasiatică. Uniunea Europeană este în scădere, însă rămâne totuși o cifră aproape constantă, în jurul cifrei 38%. Și pe baza opțiunii pro-Uniunea Europeană a scăzut numărul indecișilor și n-aș participa la vot, astfel vedem că nu știu, nu răspund, este aproximativ 15% și n-ar participa la vot 7%. Acest lucru e explicabil în toate pe parcursul sondajelor noastre prin faptul că nu atât scade încrederea neapărat într-o integrare europeană, însă ei nu văd capacitatea Uniunii Europene de a interveni și de a influența politica din cadrul Republicii Moldova și accesul la informații respectiv care l-au din partea presiei ruse sau pro-ruse în Moldova este că prezintă o situație mai roză și mai pozitivă și mai stabilă în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice.